folosesc beton predozat universal de la Baumit, fără nicio reclamă. Este un amestec foarte bun. Trebuie doar să adăugăm apă. După ce am așezat atât plasa cât și folia, începem să punem betonul în cofrag. Acum cu mistria îl aranjăm în toate colțurile. Cu o șipcă tip dreptar vom întinde betonul de la un capăt la altul la aceeași înălțime cu cofragul.
Acum vom verifica dacă cimentul este drept. Este perfect drept. Este foarte bine. Acum voi drișcui blatul. Cu mistria pentru a obține un finisaj frumos. Acum vom folosi cântuitorul de beton pe care l-am confecționat împreună. Operațiunea este gata, am turnat beton pe întreaga suprafață a mesei și am executat cântuitorul aceste margini rotunde, foarte frumoase, care după decofrare vor forma un semirotund aspectos. Dar efectul se va vedea numai după ce vom decofra abia peste o săptămână. Trebuie lăsată masa să se usuce foarte bine pentru a nu se rupe când desfacem, când înlăturăm cofragul. Din această tablă vom face matrița cofragul pentru scaune. O trasăm la dimensiune, o tăiem cu polidiscul și o fixăm pe poziție. Am așezat cofragele scaunelor pe poziție, le umplem cu beton. Am turnat și două picioare pentru masa noastră din foișor.
Așteptăm și în cazul lor betonul să se întărească și peste o săptămână să putem decofra atât masa cât și picioarele. Atât pentru astăzi din Foișor. Vă transmit multă sănătate și aveți grijă de voi. Ne vom revedea peste 7 zile. Numai bine!